Dragele mele urmăritoare. În acest videoclip vreau să vă dezvălui o metodă ușoară și simplă pentru stimularea formării de rădăcini la orhidee. Poate sunt câteva dintre dumneavoastră care se confruntă cu uh, această problemă. Ele, după o iarnă în special ale mele, Uh, au stat undeva lângă calorifer și se mai usucă din rădăcini dar ce puteți face ia uitați dumneavoastră la ale mele vedeți cum este deja ele sunt active da la rădăcinile mele le recunoașteți din vârful acesta care este verde, vârful la rădăcină. La o rădăcină care nu funcționează, ia uitați, uite, mi-a început acum așa asta să funcționeze, sunt mai uscate, nu sunt hidratate. La ale mele v-am zis, au fost lângă calorifer și aici este mai greu cu căldura, le usucă și nu le-am pulverizat să le hidratez des. Dar acum le stimulez Rădăcinarea, pentru că ele au flori, ia uitați, au flori, și dacă nu sunt funcționale la rădăcină, atunci florile nu rezistă și pică mai repede, nu rezistă câteva luni așa frumos, da? Ia uitați, aici la ale mele, la fel, începuseră să răsă se usuce, nu s-au hidratat foarte bine, eu mai am și rădăcini care trebuie curățate la suprafață, dar. Vreau să vă arăt că vârful lor a început să fie un verde. Ia uitați! Mai ascuțit, așa, și mai, am să vă arăt, inclusiv la asta e mai ușor de văzut. Ia uitați-vă! Vedeți? Deci, pe lângă argintiu acela, așa le cunoașteți că ele sunt active. Au un vârf verde, așa, da? E, ce se întâmplă? V-am zis, deci, la mine, fiindcă a fost aerul foarte uscat și nu le-am hidratat, s-a uscat. Dar, secretul este că dacă aveți o rădăcină ieșită din asta, sau scoateți din cele ale, ale aeriene, să rămână în vârful rădăcinii în apă. În puțină apă, eu am la, la baza um, Vasului, da? puțină, nu multă, pentru că ele știți că pe urmă încep să putrezească. Dar o singură rădăcină este suficientă să aibă vârful în apă. Și o să vedeți că într-un timp scurt, da, ele încep să funcționeze. Ia uitați-vă și aici la mine, deja au început să le dea rădăcini noi, am să le curăț pe cele uscate și vechi, dar ia uitați dumneavoastră, am să ridic acum și import vasul. Ia uitați cum au dat, vedeți? Au început, deci se vede cele uscate și așa și apoi încep rădăcini noi. Vedeți noastră? Tot la fel. O rădăcină a ieșit din vas. Eu am pus puțin, am lăsat puțin apă. Vedeți? Nu e multă apă. E, să zic eu, puțin acolo, că mai scade. Hum. Și e de ajuns vârful vârful, doar vârful rădăcinei să fie în, în puțină apă și ele vor începe să producă să producă uh, alte rădăcini, la fel la celelalte care le am și la, la, la toate le puteți face chiar dacă nu aveți... Uh, nu aveți rădăcinile cum am eu aici, ieșită, da? Luați rădăcină de la suprafață, o puneți într-un pahar și cu apă, și vârful de la, o, de la o singură rădăcină, e suficient. Dacă aveți două, băgați două, dacă nu, nu e neapărat nevoie, o puneți în, într-un pahar cu apă. Să fie vârful rădăcinii, atâta în interior. La fel aici, eu am, dar nu, asta e foarte grea, nu pot să o ridic, are doar una-două rădăcini care stau cu vârful în apă. Este o metodă simplă, ușoară, fără să mai folosiți substanță de rădăcinare. Mai am și alte metode, dar am să vă dezvălui în altă videoclip ca să nu vă plictisesc. Deci ați observat la mine. Ia uita și la aceasta. Doar au ieșit câteva. E suficient, nu le rupeți. Doar vârful acestor rădăcini e suficient să stea în apă și apoi Ia uitați cum încep ele să funcționeze și să-și facă un sistem radicular foarte bun pentru că dacă orhideea este sănătoasă la rădăcini, atunci, ea când înflorește, își poate păstra cât mai mult floarea, da, uscarea, va udarea se face prin scufundarea vasului în alt da, prin imersie, de se pune apa aici, lăsăm vasul acesta scufundat, o perioadă de 5-10-15 minute, eu le-am lăsat și o oră vara, deci depinde cât își ia de repede substratul care îl aveți aici, el trebuie să se îmbibe bine, bine, bine cu apă, da? Mai sunt persoane care le ud pentru că au poate multe sau nu știu sau le e mai comod, le udă la suprafață. Ce se întâmplă? În timp le pierd. De ce? Pentru că e scoarța de copac Că e scoarță de copac asta, compostul acesta, nu e suficient cu ce punem noi apă pe sus să-și ia uh, acea umezeală în ele, da? Și atunci ele în timp nu mai înfloresc, rădăcinile nu mai sunt ok și va muri planta, da? Desper că vă e de ajutor acest uh, videoclip. Ale mele mai am și în altă parte, sunt fericite acum, au început să fac nu numai flori, dar am grijă pentru, pentru ele cu rădăcinile. Deci nu e problemă, ia uitați și la asta, aveți aici așa imediat, recunoașteți când o rădăcină îi merge bine și va face iară altă producție de rădăcini după vârful acesta, ia uitați cum le au, da? Asta am vrut să vă arăt. Deci nu e problemă dacă nu au ieșit ale mele. Am câte o rădăcină, două ieșite din vas și v-am zis, am, au, uh, uh, e una care are ieșit și au puțin apă. Dar uh, e suficient să luați o rădăcină dacă aveți cât de micuță, nu contează, nu trebuie să fie neapărat lungi. Puneți un păhărel pe un suport, pe ceva, să-i stea rădăcina ei Uite, așa, într-un vas cu apă, doar rădăcina, un vârful de, de la rădăcină. Și lăsați acolo, nu-l nu luați până când nu încep ele să formeze rădăcini și să stimulați să uh, pornească și din rădăcinile uscate alte rădăcini. Sper că v-a fost de folos acest videoclip și o să mai urmeze și alte cu alte... Uh, Metode și simple, ușoare, eu le zic secrete, care le-am descoperit în timp. Eu vă pup și vă urez o zi bună!